salutare, dragi prieteni, și bine ați revenit la un nou gameplay. Astăzi vom juca din nou patch 1.21 beta 1.21, 1.22, așa. Și atât. Și la așa știți de la adversare. Avem niște chestii foarte faine. A dus la Venetic noul patch. În primul rând avem deci cauciucuri care pot vopsi. Scrisul ăla putem vopsi. Asta ar fi una dintre... Asta ar fi una dintre glume. De fapt. Așa m-am lipsit la debil și ăla. Tot așa se vorbe și a doua... Și o chestie foarte faină în legătura cu contractele. O chestie foarte faină cu... Da, în legătură cu transporturile care le faci. Este de șazare. Deci, acum prin World of Tracks să sincronizezi perfect cu jocul. Și găsim aici o grămadă de curse. Și alegi orice frumos, egal, cât de cât. Statistici, de fapt. Vedeți, nu apare acum și altceva. E foarte fain. Ceea ce au adăugat băieți la Eurotrack. De la SCS. Sincer să spun, e chiar un chestie grozavă. Asta, să sperăm cu... Deocamdată este în... Este în stadiul beta, adică nu e nimic concret. Sperăm că o să mă mai actualizez un pic. O să mai fac ceva cu baza feedback-ului oferit de noi jucători. Așa, uai, și mai faci țenie bună. Hai și vă explic, vă închid zona de vărteți. Azi conduceam Iveco Highway, 560 de căluți. De calie, îmi place cum arată, l-a făcut frumos, se regală, frigă. Tot nu știi frumos, l-ai făcut mini. Așa, ui, ui, șovnit iar noi, sunteți nebune. Fale, era să mă răstornă, în pui mei. Si, share lui, hai. Hai, și. Fac și mi-ar o cursă obișnuită, cel puțin am ales-o asta. Ca să încep, nou sistem de contract plus. Foarte curios. Să văd cum se manifestă, cum se prezintă, așa, tot șargenii, tot e grozav. Așa. După cum ați putut vedea, voi abonați mei, am început gameplay cu Farming Simulator 2016, Gold Edition, după cum am și promis. Era și timp să fac ceva concret. Așa. În ordine de idei, Am jucat săptămâna asta, adică săptămâna trecută am început Fallout 4. Jocul, sincer să spun, chiar îl recomand. Deci, cea mai mare căldură îl recomand. E foarte bun, într-adevăr, dar e lung. Deci dacă nu folosești fast travel-ul de prin hartă, mor, n-ai de acolo, dormi, captă, tot. Scântă popa și tot nu mai ajungi la destinație. În restul e foarte... E foarte fain făcut, adică și ca grafică și ca poveste. Povestea e firul poveștii totuși, nu s-a părut o chestie ca mai ea. Adică ajungi până la un anumit punct și acolo îți dă side quest-uri și trebuie să faci 4 lani side quest-uri și faci o mulțime, eu și-l țin eu ca idiot, nu m-am concentrat pe acțiunea principală, m-am să acolo să fac eu așezări pentru aștia, cum îi spune. Da, pentru ei, adică nu pentru ei, pentru băștile așa frumos, legam cricket. Am protejat eu față de creaturi, de cele, de mutanți, de tătie baule. Arde și jocul, în rest e foarte ok, adică ca poveste e nouă, n-a treabă. Într-adevăr, mi-a luat cam o săptămână jucat și, adică mă refer la jucat, nu jucat o oră azi, mâine, zici că faci două ore, nu. Jucat, minim 5 ore pe zi. Și într-una.
Nu, fără opriri, fără nimic, nu există când ai desenă jocuri. Nu există pauză, nu mai există nimic, nu. Tragi toaleta lângă tine, ți-ai o LED sau Pampers, ești ca și colo, ei. Ții mâncare, pui așa vii chem pe măta, pune platou cu mâncare, pe mas, așa, multă apă sau gin. Mi-a zis partea cu ginul că s-ar putea să te îmbiezi și nu știi, adică nu reții nică de ce jucat. Asta fiind durant între glume. Și ați înțeles, eu. Cred că l-ați zis video ce m-am gratat pe sfie și spui așa să prostii. Asta ar fi una dintre glume. Mă, ta-i prost. Asta ar fi una dintre glume. Posibil. Mă, e nebun, ăsta e obosită, e șofer, mă. O băvăt, o fără curve, zara. Hai, trag în prima parcare. Futu-ți pizda, măte. Nu vreau să mă oprez de locul frumos. Mi-o plac și noaptea. E tot frumos și elegant, adică așa, e și frumos, te lupți împotriva, există o facțiune, adică o facțiune, sunt mai multe facțiuni, de fapt, la Fallout 4, e foarte, are o gamă foarte diversificată de monștri, de personaj, de arme, nu mai zic, un sistem de crafting, de foarte fain, poți face orice, numai să ai cator de alemonie, deci să ai fer. Vă zic o chestie foarte faină, zic să ducă, să întâlnesc doi țigani și o spun un completat de asta, un rebus. Și îl întreabă, zic, bă, zi-mi metal prețios din trei. Zic, haur. Bă, prostule, băi. Zic, haur are patru. Zi altceva. Per. A, vedeți? Asta e, asta ar fi una dintre glume. Așa. Alea, dar ăsta doarme, nu glumă. Așa, și asta cum îi zice? Există povestea principală, se bazează pe povestea principală se bazează pe dispariția Cliff Shorto, care e răpit de institut, așa se cheamă, există o facțiune. Pune puii mei, doamne cât de proste sunt. O să întorc, ba nu întorc, nu. O să tragi mai niște rog. Așa, există o facțiune. Închizi tot oameni, de fapt. Dar numai că e asta, o arată super puț. Numai că ei trăiesc pe alte principii, răpesc oameni, fac teste pe ei. Încercând să scaci pe, nu știu, chestia mă lor, care ideea nu știu, dar însă nu contează. Așa, fie bla bla bla, meta. Așa, nu mai contează, nu s-a pus în space. Așa, ne odihnim doar în somnul de frumusețe, 12 ceasuri cu ei mei, așa fumea mâncare. Așa, ui, și îmi se răpesc copchiul. Înainte să ajungi tu, că ajungi într-o cap de asta de criogenare, într-un centru, așa, tu cu femeie ta și copil. Mă o să legam cât cât. Te criogenează pe tine și pe femeie ta, după 200 de ani se trezește un deștept. Scoală acolo frumos pe tine, îți fură copilul și o împușcă pe femeie ta. Există și varianta de a juca cu partea feminină, dar cred că e o mare timp, deci nu e ghini, bărbații trebuie să supraviețuiască. Așa, bărbații rules. Și începi în căutarea copilului, fugi acolo disperat când ești tras pe față, nu-ți dai seama și căcat e acolo, nu ăsta lei, distrus tot, nu mai recunoști nici, au fost ruși pe acolo, de fapt, eu așa cred. Și pizda mă, să arunci o nucleară. La prima nucleară mi-a urmat vreo 6, în total a fost 7 sau 8, nu știu exact. Așa, și te întâlnești cu niște băieți buni, adică pot fi și băieți răi dacă i-a dat. Dacă ar fi unul dintre bune. Și faci, te aliezi cu ei, îi ajuți împotriva monștrilor, după aceea
construiești un așezământ în sanctuary, faci un mini orășel, aduci lume, pui defensuri, apă, energie, cat mâncare, colta și treabă. Și după aceea mai încă, încă altele. Și strângi acolo la alte așezământ, faci side quest-uri, îi ajuți cu nu știu ce să găsească, să aduc copii acasă, să pui e-mail, sunt multe chestii, e foarte diversificat gama ceea ce poți face. Așa, și după ce ți-ai strâns un număr mare, eu totuși m-am axat chestia asta și am strâns un număr destul de mare de ăștia, de oameni. Și adică ea e alături de tine, okay, da, e pus să fie de partea ta. Și deci, ca să stau în fiul ăsta e dezechilibrat, e așa de tot eu, cred. Și îi pui de partea ta, tatăl e frumos acolo ca să te ajute când ai nevoie, e destul de ok. După aia am început, după ce mi-am dat seama, mă, trebuie să ajung în Diamond City. Diamond City fiind Boston sau și ca oricum în oraș cu Măricea. Acum, denumindu-se în joc Diamond City, după bombardament, ceva de genul. Și cum zice? Toate ghini frumoase, duci acolo, faci side quest-uri, mai descoperi cu o facțiune de la căile ferate, așa se cheamă, și te ajută să... Și până la urmă dai de... reușești făcând, jucând în continuu ca disperat, mi așa îmi place să joc. Dacă dau de o poveste bun joc animal, la fel nici termin joc tăt. Am niște agenți sub acoperire. Unii sunt chiar roboți care seamănă cu oameni foarte bine, nu-i de diversific. Nu-i, da, diversific, what the fuck. Da, există diversitate de roboți în joc, da? Nu-i pot distinge între oameni și sunt foarte real. Și că să spun animal, ce alu meu la batai, ia lu omor, tai gata acolo, pun niște chestii. Și până la urmă, ajung la institut, acolo descoper cu fondatorul mor. Băieți, persoana căruia îi sunt eu împotrivă, e de fapt ficiornic, care e răpit el de școlul meu după criogenare și aflu că e mai bătrân ca mine, ficiornul e mai bătrân ca mine, clar, dragă. Și zici că mi-a apoi de fapt copii, nu. 10 km, 860, am cam jumătate de curs. Și aflu acolo primul instinct al Mihai și faci, trag în el și l-o mă. Culmea, am observat o chestie, chiar că ești facțiune, ești prietenii tăi, știi, mâncă în curs, scapi un glonț pe acolo sau o mină, o grenadă, ceva. Ue, ăștia trag în tine, dar nu trag așa, ue, fug tăt după tine. Așa am poți să-mi dai mințit, văd acolo ceva în fază, a doua mă, nu văd destul, dă-mă pumna ciogan, tragi după el, șchizna în spate, după aia, când am intrat în Diamond City, nu știam cum să fug de acolo mai repede. Și s-o ținu și după mine. Asta ar fi una dintre glume, evident, ok. Na, și asta e... La urmă, după ce ajung să aflu exact ce institutul mi se prezintă, adică institutul, cum e, ceea ce fac și toate caturile și fac eu acolo, găsesc o modalitate de a mă infiltra, de a mi aduce toată horda de jeti care nu mai văzut mâncare de un an de zile. Ajung eu mărpitez pe acolo toate ghinii, așa, nu scap niciuna. După ce eu mor toate ghinii pitez, hotărăsc ăștia, evident, roboti, omă, și pază, adică, da, cam noi, mai sunt și oameni, și mi s-au cerut să-i evacuez, nu știu, nu cred că au scăpat niciunul, deși, pentru că am pus acolo, totul era îngropat în pământ. Pământ, da, deci era o unitate super mega științifică acolo, cu tot laborator, câteva ale,
Era Superman. Nu știu dacă îți mie. Foloseau teleportarea să ajungă acolo. E destul de interesant. Totuși, dau de reactor lor nuclear. Adică sursa lor de energie. Ei și fac, ei pun o bombă, ei și arunc în aer toate. Au făcut bum. Mi-a mai plac pe tărzi lui ar fi și de-asta. Bă, dacă ar fi ca așa, n-am mai văzut. Băi, și așa scăpăm noi de asta. Și când mă bucuram și-o mai tare, niște deja au zis, mi-ai te închis, dar mă, la muncă. La muncă în joc, nu în viața reală. Deci, băi, nasoal treabă. Păi ori ne bucurăm că ne îmbătăm ca animale vreo 2-3 săptămâni și înțapi în dieta. Com alcoolic, tăiați acolo, tu ori pietreșim, ori și cat facem. Ori mâncim, pardon. Dar uitați, și avem noi, oi un Scania, oi nici nu poate urca de cum surge de alu, de când el vine în depășire. Așa, o să încerc să... O să încerc să mai fac niște gameplay-uri. Este așa, să vă arăt eu ca o șpirele astea foarte albastre, eu albastre, dar mă, sper că vă plac. Adică, na, pușca mea, arată destul de bine. Mie îmi place ideea. Și ca să personalizez tirul ăsta, când mă, nebunule. Arată bine tirul, sincer zis, mie chiar îmi place, arată bine. Așa, iar cum să n-arată tirul, dar tirul meu, poate mine. Și asta e cu Fallout 4, deci la nu a fost cine știe ce. Adică a fost, chiar m-a impresionat, nu degeaba o să câștigi titlul jocul anului 2015, logic. Așa, am văzut câteva glitch-uri pe acolo, câteva bugulețe, dar în rest nu e problemă. E foarte fain jocul. Dacă s-ar mai continua o leacă poveste sau ceva de genul, știți, să apar un DLC, sigur l-aș muzica. Gameplay nu mi-am permis să fac pentru că am jucat cu... am folosit acolo un hack, nu hack. Nu cod, de fapt, am jucat cu God Mode și nu mi se pare corect. L-am jucat, am vrut să văd povestea, am vrut să-mi fac o părere despre joc și de băieță la studio Pușca de Beta. Nici amul nu știu, n-am învățat, în fine, n-am învățat numele la studio lor. Îmi pare că sunt cehi sau polaci, ceva de genul. Oricum, e din Europa studio. Așa, mi-am mai cumpărat toți pizda mătii să-ți fut. Da, măcar este cineva, că nu-i nimeni. Hai, un pizda. Fai, când să-i dau și-o viteză, cu fără frumos, să-l am trecut. Mă oprește un cad de semaforă, toate astea alea. Da, da, păi nu. Așa, și... Cam asta-i. Au zis că am văzut o știri în care băieții la prea un mod. Așa. Lucrează la harta României. Ceea ce e foarte ok. Dacă așa, sigur o să încerc o să joc pe harta aia. Deocamdată rămân la TSM. Așa, băi, băieți. Și acum o să fac un... După video ăsta o să pregătesc un video cu Farming Simulator, o continuare. Așa, și o să încerc să fac weekendul ăsta cât mai multe video, știți, ca să am material. Aveam în gând, mă mănânc cu mine undeva. Eu ca configurații a PC-ului am mers platforma AMD. Și căcat am făcut aia. Pui mei, tare pulica! Dracu am făcut-o, faaai, și urât m-am dus eu. Uei, în pizda măte, uite, vezi în ea ce se întâmplă, cum își bat la volan, e închis, da măte, în ea. Vedeți? Asta înseamnă și beat la volan. Uei, țapă, ne. Ne, cât am damage, 3%. Și am un FX6300. Sincer, vă spun, chiar sunt foarte mulțumit de el. Am și un cooler destul de bun.
nu treci de 40 de grade când mă joc. E o chestie decentă, dar mă mănâncă așa ca să fac upgrade. Am observat că strict cu platforma Intel. Timpul, deci am două chestii, două dezavantaje majore platforma asta. În rest, ea e foarte bună ca preț și calitate. Deci am două dezavantaje. Suportul plăcilor de bază cu concomitate, în concomitență cu suportul plăcilor video. Am doar suport grafic al DDR3, deci nu e grafic al DDR5, deci placa mea video nu oferă toată puterea care o dispune în pula mea, așa. Și timpul de randare e mare, dublu chiar, față de Intel. Deci, gândiți-vă, eu fac un video, randez într-o oră, cu Intel aș putea face în jumătate de oră, ceea ce mi-ar fi foarte folositor mie, ca consum de curent și, da, și în primul rând asta. Și mă gândeam la un 6300 i5 6000, care e 10 milioane procesor, doar procesor. Încă mă mai gândesc, nu știu, văd, strâng bani să-mi cumpăr ăla. Asta depinde de upgrade-urile pe care o să le fac la calculator, care vreau, sincer, să le fac la calculator, țin în deosebi de numărul de vizualizări. Așa aș putea face și eu video la 1080p, știți? Adică nu contează dacă monitorul meu, așa, nivelul de detalii o să fie mult mai mare dacă îl fac la 1080p. Sunt multe, oricum, eu cel puțin ca să investești într-un calculator, îți trebuie bănuți. Dacă mi-aș lua procesorul la 3 ani de zile, s-a asigurat ca popa. Nu mai bag niciun ban în ea. Și cu GTX 660 merge brici în configurație, dar în pizda m-am lăsat. N-am nevoie de Tanzet sau Fury este, azi fiind serios. Da, mi-ar place mie, dar cel puțin nu dispun de bani necesari, da. Mai important ce ținem. Adică pentru mine există și lucruri mai importante cu calculator. Chiar dacă majoritatea timpului petrec la în fața calculatorului, dar nu-i bani. Iar zidem noi și ei și pot. Poate o să lucreze și cu achievement-uri, băieți, și o să dai. Eu asta m-aș gândi dacă ar da. Deci faci 100.000 de curs. De exemplu, 100 de curs. E, pentru asta, îi dăm lui Mihai un chei cu, nu știu, penjobber, de exemplu. Asta ar fi o chestie foarte bună. Așa, stați și avem poate un spart caracter. Nu ca nu sigur. Mă gândeam că să nu iasă mie parcarea, cum eu am adus. Așa, stai așa de mai tare. Și asta e, nu știu, s-o vedea pe parcurs și pregătesc ăștia la SCS. Sincer, chiar mi-aș ține de joc dacă ar oferi discounturi sau chiar paint job-uri. Na, n-o să oferi Scandinavia, de exemplu. Adică, ar fi de ideea. Și-a fac și-o la ta. A, de te-i împiezi, da, mă, tia. Păi, și mă enervează că dacă joc în... Dacă nu fac gameplay, mi-e spartare din prima, culmea. Deci asta a fost. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să lăsați un... Stați o... să lăsați... Da, să lăsați un comentariu. Și camion doriți voi aici și doriți voi să vedeți, aia, fain, albastru așa și să dați un like la video. Nu-i baftă maximă.